În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați și surori, spune psalmistul David, spuneți că iată ce frumos și dulce e să locuiască frații pururea împreună, să se veselească cu cântări, cu psalmi în Domnul să se veselească. N-am știut că voi ajunge astăzi lângă frațiile voastre. Dar aceasta nu e de la mine sau nu e de la el, e de la Domnul Isus. Atâta de dragoste am avut ca să ajung aici la frațiilor voastre, la frațiile voastre, frațiile voastre poate nu vă închipuiți. De aceea vă spun, azi e zi mare, zi de sărbătoare, și fiecare e vesel mulțumit. Fraților, surorilor, bine, bine v-am găsit. Cu toată dragostea vă spun că am, am ajuns clipa aceasta încât să viu aici, în mijlocul frăților voastre. Nu o să fiu lung, o să fiu cât se poate de scurt. Și întâi o să dau citire, o să dau întâietate cuvântului lui Dumnezeu și pe urmă frații vor dezvolta. Și să vă citesc de la epistola de la evrei a Sfântului Apostol Pavel și spune, de aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea aceasta, am o celoare ca să văd așa, noi să-i mulțumim în puternic în Apostolul și Marele Marele Preot al mântuirei noastre. Iubiții Domnului, iubiți frați și surori, este clipa, cum spunea și fratele mai înainte, este clipa când trebuie să ne trezim. Dacă înainte se propovăduia Evanghelia și spunea că venirea Domnului este aproape, cu cât mai mult acum suntem mult, mult mai aproape de venirea scumpului nostru Mântuitor. De aceea, iubiți frați și surori, trebuie să ne pregătim cu tot temeiul să nu fim numai vopsiți, să nu fim numai cu vorba, să fim cu fapta împlinitori iubiții Domnului, să împlinim tot ce Domnul Iisus și Sfinții Apostoli și înaintașii noștri ne-au spus. Dacă putem să fim așa, trebuie să fim o dovadă și celor care sunt lângă noi, că dacă vecinul nostru, fratele nostru, prietenul nostru, nu vede lumină în mine, cum spune Sfântul Evanghelist Ioan, voi sunteți lumină, dacă eu nu sunt lumină, cum să fie biserica plină, cum să fie casa de adunare plină? Dacă cel de lângă mine nu vede în mine lumină, nu vede în mine lucrarea Domnului, nu vede în mine mâna Domnului, de aceea, dragii mei, Dumnezeu Tatăl a trimis la noi pe pământ, a trimis pe Domnul Isus. Și așa de mult îmi place să pronunț cuvântul ăsta Domnul Isus, îl pronunț din toată inima și cu toată simțirea mea îl pronunț. De ce? Pentru că El m-a trezit la o viață nouă. El m-a luat de mână, El m-a scos din mocir la păcatului. El m-a adus la lumina Evangheliei. Și putem mulțumi Părintelui nostru, scump și drag Iosif Trifa, care a luat Biblia din Sfântul Altar și a dat-o oamenilor. A dat această lumină, dragii mei, lumii, om, oamenilor. Aceasta este viața veșnică. Numele nostru, dragii mei, este scris aici în cartea aceasta, în cartea vieții. Cum spune la Apocalipse, dacă nu ne pregătim, iubiții Domnului, când se va deschide cărțile și nu ne va găsi scris în cartea vieții, ce vom face? De aceea, aici cât suntem pe pământ, dragii mei, să ne pregătim un advocat care să ne ia dosarul nostru și să-l ducă în fața Tatălui Ceresc. Am să vă spun o mică istorioară și închei spune că un om cu stare avea un proces foarte greu. Și s-a dus la tribunal și s-a întâlnit cu un avocat. Și avocatul îi spune, dragul meu, ai un proces foarte greu, n-ai vrea să-ți fiu apărătorul tău? Și el răspunde, dragul meu, eu am bani, am de toate cele, mă descurc singur. La primul termen a pierdut procesul la al doilea termen, când a văzut că a pierdut procesul, dragii mei, s-a dus la tribunal și se întâlnește cu avocatul din nou și îi spune, vai de mine, bine că te-am găsit, dragul meu, că uite, am procesul și am pierdut primul termen și aș vrea să te angajez ca apărător al meu. Și îi spune avocatul, dragul meu, eu de astăzi sunt judecător și chiar eu îți voi judeca dosarul. Iubiți frați și surori, scumpii mei frați, să-L angajăm pe Domnul Isus, scumpul nostru mântuitor, să-L angajăm ca avocat al nostru, ca în momentul când vom merge acolo, Domnul Isus să ia dosarul faptelor mele și a veții mele și să-L ducă în fața Tatălui și să auzim acel dulce și scump cuvânt. Veniți, binecuvântați Tatălui meu, să moșterim împărăția cerului. Spunea frații că avem o perdere mare în lucrarea oastei Domnului. Suntem deoseamă cu fratele Viorel Petrescu. Spune cuvântul Domnului, se duc oamenii de bine. Se duc oamenii care au ținut steagul oastei sus. S-a dus oamenii care ne-a ținut în frâu și ne-a arătat cărările mântuirii. Plecăm. Nimic, nimeni nu este veșnic pe acest pământ, dragi mei. Toți plecăm. Spune cuvântul Domnului ci că pământul și tot ce este pe el este al meu. Noi suntem străini și călători pe acest pământ, suntem musafiri. De aceea trebuie să ne învrednicim, cu toate, simț, cu, toate simțămintele noastre, dragi mei, iubiți frați și surori, să ținem Sfânta Evanghelie aici la pet, fără ea suntem pierduți. Cercetați Scripturile. Biblia ne spune toată biografia și autobiografia scumpului și iubitului nostru Domnul Iisus. Ea ne spune tot despre Domnul Iisus. Noi nu mai trebuie să împlinim, dragii mei, spune că fiți sfinți că eu sunt sfânt. Să facem așa, iubiții Domnului. Să urmăm pilda înaintașilor noștri care a fost înainte de noi. Vedeți, frățele voastre, că Sfântul Apostolul Pavel nu ne spune să ne uităm la începutul lor de vețuire. Nu ne spune așa ceva. Ne spune, uitați-vă la sfârșitul lor de vețuire și urmați-le credința. Cu câtă mândrie vorbim de înaintașii noștri, dragii mei, frați și surori. Dar câți le urmăm? Trebuie să le urmăm credința, ca așa ne învață Sfântul Apostol Pavel. Să le urmăm credința. Facă Domnul, dragii mei și scumpii mei, frați și surori, să rămână ziua de astăzi o piatră de aducere a minte. Și dacă voi mai avea o odată ocazia și Domnul Iisus, mă va mai ține pe acest pământ, sper că am un frate care este la oastea Domnului și este un căutător de frați. Este un căutător de frați. Nu-i fac complimente, să știți. Nu-i fac complimente. Dar este un căutător de frați, așa cum a plecat Iosif la frații săi și s-a întâlnit cu acel om la pe cine caut? n văzut pe frații mei? Caut pe frații mei. dragi mei, noi trebuie să ne căutăm unul pe altul, să ne vestim Evanghelia, noi trebuie să ne cercetăm unii pe alții, nu trebuie să ne privim de sus. Nu, dragii mei, cuvântul Domnului ne spune, fiți smeriți sub brațul puternic al Domnului Isus. El este Cel care ne ține, dragii mei. El este viața noastră. Dacă nu-L chemăm, în mișlocul adunării noastre, dacă nu-L chemăm în căsuța noastră, în familia noastră, lângă copiii noștri, dragii mei, n-am făcut nimic. Vedeți, Sfântul Ioan Botezătorul, când mărturisește despre Domnul Isus, le spune la evrei un cuvânt foarte dureros. Și că în mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoașteți. Dragii mei, venim aici în casa Domnului să nu-L cunoaștem noi pe Mântuitorul nostru, oare îndeajuns să nu fim ca ei. Să-L ținem pe Domnul Isus și cuvântul Domnului Isus sus, așa să-L ținem. Să ținem. Pentru că avem, avem încredere și avem în ce ne încrede, dragii mei. Domnul să rămână cu noi, cu frățiile voastre și mulțumesc Domnului că am putut ajunge aici lângă frățiile voastre și la frățile voastre, de multe ori îl ascultam pe părintele Avram, Daniel Avram și ei, stăteam cu soția, că numai noi amândoi suntem, copiii ne-au au plecat, suntem numai noi, uite, zic, ce, ce frumos ne vorbește, da, ce, cu băi, mie îmi vorbește, mie îmi vorbește. Facă, Domnul Iisus, scumpul nostru mântuitor, să rămână ziua de astăzi o piatră de aducere aminte, să ne aducem aminte cu drag de clipele și ziua aceasta. Să ne aducem aminte cu drag de ziua aceasta. Slăbiți să fie Domnul, dragii mei, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.